Procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Șibău au dispus trimiterea în judecata inculpatului Câmpian Adrian Bogdan pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la furt calificat. Potrivit unui comunicat de presă remis de procurorii sălăjeni în noaptea de 23 spre 24 noiembrie 2014, Câmpian Adrian Bogdan a pătruns prin escaladarea gardului în curtea imobilului nelocuit aparținând persoanei vătămate, Jucrestean Ștefan, din localitatea Ciocmani, comuna Băbeni, a forțat ușa de acces în bucătăria de vară cu intenția de a sustrage bunuri. În noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2015, a pătruns prin escaladarea gardului în curtea sediului unei societăți comerciale, a forțat gratiile și ușa de acces în magazinul aparținând acestei societăți, de unde a sustras bunuri în valoare de 5,4 lei, dar a provocat un prejudiciu total de 811 lei. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, afirmă procurorii.